Dragi prieteni, bine v-am găsit într-o seară de poveste, dar sigur nu la figurat, ci la propriu, pentru că nu putem să fim și nici nu pretindem că am putea fi la înălțimea poveștilor pe care le vom relata. Evident că nu vom face altceva decât să lecturăm, asta îl mutăm ca pe pionul de la șah, și vom vorbi despre viețile inimaginabile ale altora, care evident că ne brăzdează sufletul în aceste clipe. Dar până atunci, o carte poștală din Madeira, iată, care are sigur și ea povestea ei, insula descoperită la 1419 de portughezi, era virgină atunci, nimeni niciodată nu călcase acolo și, atenție, eram în secolul XV, bine început, vă dați seama ce viață, numai vegetație. Până în secolul XV această insulă n-a fost călcată de nimeni. E bine, unul dintre telespectatorii noștri de fiecare seară ne scrie că din vina mea a ajuns în această insulă, dar va reveni cu detalii. E, să știi, Mariane, că o să o trimit la Cotroceni, această carte poștală, întrucât și domnul președinte a plecat tot din vina mea în Madeira.